Apocalipsa, capitolul 13, versetele de la 11 la 18. Am ajuns prin ajutorul Domnului la lecția biblică numărul 36, a doua lecție din capitolul 13 a cărții Apocalipsa, citim începând cu versetul 11 până la 18. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărui rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se detuse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori care sunteți prezenți în sanctuar sau online cu noi, vă salutăm în numele Domnului Iisus, apreciem efortul dumneavoastră să fiți la casa Domnului după o zi probabil lungă de lucru, însă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta frumoasă, să avem din nou părtășie cu El, prin cuvânt, prin rugăciune, prin cântare și să avem părtășie unii cu alții. Data trecută, prin Harul Domnului, am studiat prima parte a capitolului 13, respectiv versetele de la 1 la 10, unde am observat că, în mod simbolic, Scriptura ni-l prezintă pe Anticrist, monstrul, care primește puterea Satanei pentru o vreme ca să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Ca și data trecută și în seara aceasta în introducere, aș vrea să punem în comparație texte din cartea lui Daniel, din Matei și din Apocalipsa, în așa fel încât să observăm că Domnul a avut în vedere vremurile care se întâmplă acum și care se vor întâmpla în viitor cu foarte mult timp în urmă. Dumnezeu este o persoană infinită, eternă, și El este în stare să înțeleagă timpurile din viitor, la fel ca cele din prezent. Pentru că Dumnezeu trăiește în afara timpului și pentru El trecutul, prezentul și viitorul sunt un permanent prezent. Dumnezeu nu are nevoie să se întoarcă în trecut ca și noi, făcând uz de funcția memoriei, nici să meargă în viitor, bănuind anumite evenimente, anticipându-le, și Dumnezeu, fiind în afara timpului, pentru El trecutul, prezentul și viitorul sunt un permanent prezent. De aceea, Dumnezeu a fost în stare să anticipeze în Vechiul Testament și să confirme în Noul Testament evenimente care se vor întâmpla în viitor. Dacă redeschidem Biblia în cartea lui Daniel, la capitolele 2 și mai apoi 7, de unde am citit și data trecută, vom citi despre revelația pe care Daniel o primește în capitolul 7 și despre visul pe care îi tălmăcește împăratului Babilonului, lui Nebucadnețar. Haideți să citim mai întâi din capitolul 2.
Începem cu versetul 27. Daniel a răspuns împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedeniile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri, și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei, adică interpretarea ei, și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare, o imagine mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era din aur curat. Pieptul și brațele îi erau din argint. Pântecele și coapsele îi erau din aramă. Fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului, adică interpretarea. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfarmă și rupe totul, și ea va sfârma și va rupe totul ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte din fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Amin. Haideți să întoarcem în aceeași carte, pagina la capitolul 7, și să citim vedenia dată lui Daniel. Începem cu versetul 1. În anul întâi al lui Belțațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie, adică lucrurile importante. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea Cea Mare, adică pe Marea Mediterană. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu. Este capul de aur. În vedenia arătată lui Belșațar, pe care Daniel tocmai i-a interpretat-o. Și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână, adică într-o parte. Avea trei coaste în gură, între dinți, și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea
și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozavă, de înspăimântătoare. În vedenia lui Belșațar sunt picioarele de fier amestecate cu lut, cu pământ. Și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate celelalte fiare de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mai mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Și acum revenim la textul din Apocalipsa, capitolul 13, versetul 1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat toată puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Și versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Până aici, cuvântul Domnului. Frați și surori, am vrut să citim din Scripturi, din cuvântul spus de Dumnezeu prin revelație divină și să punem împreună aceste texte biblice care sunt rostite în timpuri diferite, înțelegând că se referă la aceleași evenimente care se vor derula într-un viitor apropiat în istoria omenirii. Și în Daniel de 2 ori și în Apocalipsa, cuvântul lui Dumnezeu prezintă 4 imperii care au marcat istoria umanității. Primul dintre ele au fost babilonienii, el este chipul de aur sau leul, apoi au fost medoperșii, este pieptul de argint sau ursul care stă într-o rână și are coaste între dinți și mănâncă multă carne, Medo și Persii, de aceea sunt cele două mâini, apoi au fost grecii, este partea din trup de aramă, aceștia au fost grecii. Aduceți-vă aminte că după ce Alexandrul Macedon, marele rege al Greciei, a murit, împărăția lui a fost divizată în cei 4 generali care au rămas după el. Și Pardosul sau Leopardul, care reprezintă chipul de aramă, avea 4 aripi pe spate. De asemenea, revelația lui Dumnezeu, dată prin Daniel și reamintită prin Ioan în Apocalipsa, se încheie cu fiara care avea picioarele parte din fier, parte din pământ și se vorbește despre o coaliție care nu are nimic împreună decât punerea împreună prin asociere, prin căsătorie. Observați că partea aceasta a chipului are 2 părți, una mai tare și una mai slabă. Ele sunt asociate în același trup și dacă ne uităm la Imperiul Roman despre care este vorba, din care a ieșit Biserica Catolică, el s-a împărțit în Imperiul Roman de răsărit și Imperiul Roman de apus. Data trecută am vorbit despre primele 10 versete din capitolul 13, identificând în fiara care se ridică din mare, dintre națiuni, din frământările politice și sociale ale umanității, o persoană care va conduce lumea, care la momentul acela va fi globalizată, va fi centralizată din punct de vedere social, economic și imediat și religios. Și am observat că anticristul, anticrist monstrul, și facem această afirmație datorită prezentării pe care Ioan
O face în primele versete din Apocalipsa 13, unde prezintă într-o manieră înspăimântătoare, terorizantă, fiara aceasta, care, observați, însumează toate caracteristicile celor patru imperii care au fost simbolizate de cele patru fiare din Daniel sau de cele patru părți ale chipului pe care Daniel l-a tălmăcit, l-a interpretat lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Observați că leul, ursul, leopardul, toate caracteristicile lor, toată ferocitatea lor, toată rapiditatea lor, toată monstruozitatea lor se însumează în această fiară, căreia Satana, diavolul, îi dă toată puterea ca să conducă imperiul în vremurile din urmă, pentru 7 ani. În Apocalipsa, în capitolul 19, în versetul 1, observați că revelația lui Dumnezeu ajunge la un punct în care toată slava, toată gloria, toată onoarea, toată autoritatea îi se dă Domnului Iisus Hristos. Toată această autoritate, după care diavolul, ajutat de cele două fiare, de anticrist și de prorocul mincinos, anticrist care iese din mare, simbolul națiunilor care sunt frământate ca și valurile, sau prorocul mincinos care iese din pământ, simbolul lui Israel, ei bine, Satana dă toată puterea sa acestor două fiare, sau, mai în amănunt spus, după cum vom vedea din studiul din această seară, Satana dă toată autoritatea lui anticrist, iar prorocul mincinos și el îl slăvește pe anticrist. Pentru prima oară în istoria umanității, Satana va avea libertate deplină să conducă lumea de la o margine până la cealaltă a ei. În 2 Tesaloniceni însă, Pavel inserează prin revelație divină informație substanțială despre vremurile acestea și aș vrea să citim împreună de la versetul 1. Până la 12. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni cine? Ziua Domnului. Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Iată că Pavel, atunci când a fost în Tesalonic, el și-a luat timp să predice și să facă studiu biblic cu biserica despre vremurile sfârșitului, spunându-le acelor oameni prin descoperire dumnezeiască despre cum se vor derula evenimentele la sfârșit. Și cum știți bine ce-l și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât de la vremea lui. Observați că Pavel îi învață pe ei că există o vreme, o vreme în care fiarele vor apărea pe scena istoriei, dar ele vor apărea la momentul în care, versetul 7, taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Observați că a fost o vreme în care apariția celor două fiare pe scena istoriei a fost întârziată de darea piedicii la o parte. Însă în timpul acesta taina fără de lege a fost pregătită. În timpul în care taina fără de lege era pregătită, a fost pregătită și darea la o parte a piedicii. O piedică care nu a făcut posibilă apariția pe scenă deschisă a celor două fiare, anticrist monstrul și prorocul mincinos. Continuăm cu versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit. Când se va arăta cel nelegiuit? Recitim versetul 7.
A doua parte, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Când cel care o oprește acum va fi luat din drumul ei, versetul 8, se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui. Capitolul 19, versetul 1, din care tocmai am citit. Și îl va prăpădi cu arătarea venirii lui. Arătarea venirii lui se va face prin puterea Satanei, aduceți-vă aminte. Capitolul 12, balaurul mare și roșu, care este diavolul și Satana, i-a dat toată puterea lui fiarei din tâi, adică lui Anticrist monstrul. Fiara în care se înglobează toată autoritatea imperiilor vremii, care sunt globalizate. Toate imperiile vremii se vor globaliza și puterea diavolului și puterea oamenilor, puterea lumii globalizate, va fi dată acestui sistem politic, în fruntea căruia există Anticrist monstrul, căruia îi se va da ca și mâna a doua, prorocul mincinos, care va avea drept responsabilitate dimensiunea religioasă. Pentru că întotdeauna în istoria umanității, orice imperiu a avut o religie. Nimic nu-i unește pe oameni mai mult decât religia. Priviți în istorie și veți constata că absolut toate imperiile au accentuat religia, nu pentru că au iubit-o, ci liderii acelor imperii au știut că religia este ca un drog și unește masele, unește mulțimile de oameni. Chiar și comunismul a avut o religie, indiferent cum se numește ea, că este pentru Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu, este o religie. Religia întotdeauna unește pe oameni. De aceea toate imperiile au accentuat religia ca pe ceva care unește oamenii și face un tot unitar din ei. Ei bine, și imperiul lui Anticrist va avea nevoie de o religie. Această religie însă, imaginați-vă, pentru că sumarizează toate națiunile pământului și toate denominațiunile religioase, ea trebuie să răspundă așteptărilor tuturor denominațiunilor religioase. Imaginați-vă că hindușii au așteptările lor religioase. Pe cine așteaptă ei? Imaginați-vă că budiștii au așteptările lor religioase. Ei așteaptă a cincea apariție a lui Buddha. Imaginați-vă că musulmanii au așteptările lor. Așteaptă și ei pe marele învățător. Imaginați-vă că iudeii au și așteptările lor religioase. Ei îl așteaptă pe Mesia. Imaginați-vă că creștinii au și așteptările lor. Ei așteaptă revenirea lui Iisus Hristos în slavă. Iată dar că fiecare religie fundamentală așteaptă pe cineva să vină. Cineva care este important în religia lor. Ei bine, acest anticrist va trebui să găsească o religie de așa manieră încât să răspundă la toate aceste așteptări și fiecare să se simtă într-un fel satisfăcut și împlinit că i s-a dat ceea ce aștepta în religia lui și în spiritul ecumenii care va fi specific globalizării vremii lui anticrist, toți oamenii să se unească într-o religie comună care va fi specifică vremurilor din urmă și care va fi administrată de prorocul mincinos, care va fi mâna dreaptă a lui Anticrist. Anticrist nu se ocupă cu probleme de religie. El nu iese din Israel, el se ocupă cu probleme economice și politice. El vine pe scena istoriei într-un moment de criză teribilă și dacă observați în Apocalipsa, în capitolul 13, versetul 7 ne spune că el a omorât oamenii fără să le dea o condiție de viață, fără să le ofere posibilitatea să facă ceva și să nu fie omorâți. Timp în care, când prorocul mincinos vine, când el apare pe scena istoriei, veți constata că el îi omoară doar pe aceia sau la dispoziția lui, vor muri doar aceia care nu se închină. Priviți, vă rog, versetul 7. Anticrist monstrul, i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod și peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Prorocul mincinos va fi mâna dreaptă a lui Anticrist și el va opera în dimensiunea religioasă. El se va ocupa de problemele religioase.
El va fi spiritul ecumenic care va pune în același imperiu al lui Anticrist, care a primit toată autoritatea de la Satana, de la diavolul. El va pune la dispoziția oamenilor care vor trăi în vremea aceea o religie care îi va acomoda pe toți, indiferent că până atunci au fost hinduși, budiști, confucialiști, musulmani, atei, creștini sau orice altceva. Prorocul mincinos se va ocupa de departamentul de religie. El va fi ministrul cultelor în vremea aceea, timp în care Anticrist, monstrul, se va ocupa de problemele politice și economice ale vremii. El va veni ca o soluție la situația disperată în care se vor găsi națiunile. De asemenea, Daniel face remarca că el va face un legământ cu Israel. Va face un legământ cu Israel din afara lui Israel. Privind în continuare în cuvântul lui Dumnezeu, vom observa că Biblia vorbește despre 10 împărați. Versetul 1 din capitolul 13. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiare cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Observați că aceste 10 capete, Scriptura ne spune că sunt 10 împărați care la vremea în care Satana va da toată autoritatea lui Anticrist, monstrul, care va avea ca și mână dreaptă pentru dimensiunea religioasă pe prorocul mincinos, el la momentul acela va găsi pe scena istoriei 10 împărați care vor conduce lumea. Iar acești 10 împărați vor deveni subordonații lui Anticrist. Foarte probabil că acești 10 împărați vor fi împărații celor mai mari imperii care atunci când Anticrist, monstrul, va apărea pe scena istoriei, vor conduce lumea. Aceste 10 imperii, putem să spunem Imperiul Britanic, putem să spunem Imperiul Roman, putem să spunem Imperiul Chinez sau Rus sau American, sau putem să înșirăm tot felul de imperii. Ei bine, națiunile acestea puternice, 10 la număr, ele vor globaliza lumea și când Anticrist va veni, acești 10 împărați îi vor servi lui Anticrist, monstrul, dincolo de partea religioasă, bisericească, de care se va ocupa prorocul mincinos. Acest sistem puternic va fi singurul sistem în istoria umanității care va conduce toată lumea fără excepție. Absolut toată lumea fără excepție. Orice om se va subordona acestui sistem, iar cei care nu se vor subordona vor fi omorâți. În versetul 3 și în general pe parcursul capitolul 13 vom întâlni o idee care nu este ușor de interpretat. Haideți să vorbim despre asta chiar acum. Versetul 3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte și rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mirea după fiară. Cine-i fiara? Anticrist, monstrul. Observați că la un moment dat Anticrist, monstru, primește o rană, are un accident, i se întâmplă ceva. Era gata să moară. Numai că rana de moarte este vindecată. Datorită globalizării și mediatizării din vremea aceea, absolut toți oamenii după Terra află de accidentul lui Anticrist, monstru, află de rana care era gata să-l omoare, dar află și de evenimentul supranatural că el pur și simplu este ca și înviat din morți. Și toată lumea, zice Biblia, toți oamenii de pe planeta Pământ se miră la momentul acela de ce se întâmplă cu Anticrist, monstrul. Cum primește el o rană, cum în mod normal trebuia să moară datorită acestei rane, datorită acestui accident, probabil că a fost un accident, probabil că a fost un asasinat. Important este că el a primit o rană pentru care urma să moară, dar în mod miraculos el nu moare. El este vindecat. Și acest eveniment, care nu are nicio rațiune, nicio explicație, care este de-a dreptul supranatural, șochează oamenii. Oamenii se uită cu atâta adorare și apreciere spre fiară, spre Anticrist, monstru, datorită evenimentului prin care el trece. Și asta întărește și mai mult aprecierea și dăruirea lor pentru Anticrist, monstru.
Observați, vă rog, că această idee se continuă. Versetul 12. A doua fiară, respectiv prorocul mincinos, lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi. Observați un lucru. Diavolul de toată puterea lui Anticrist, nu prorocului mincinos. Prorocul mincinos e doar un instrument. Diavolul de toată autoritatea lui Anticrist. Anticrist primește o rană, îi se întâmplă ceva, un accident și era gata să moară. Într-un mod inexplicabil, el revine la viață, rana îi este vindecată, dar acum are nevoie de un ajutor, de un asistent. Și atunci pe scena istoriei apare prorocul. Dacă Anticrist primește închinarea și obligă toată umanitatea să se închine, nu la fel face și prorocul mincinos. Dimpotrivă, prorocul mincinos n-are nevoie de închinare. El subordonează oamenii să îi se închine lui Anticrist monstru. Demn de observat că cel care vrea închinarea este Anticrist monstru, nu prorocul mincinos. Dimpotrivă, prorocul mincinos îi obligă pe oameni și îi motivează religios ca să se închine lui Anticrist. Adică ca cel care a venit ca și Hristosul așteptat de creștini, ca și Hristosul așteptat de evrei, ca și Krishna așteptat de hinduși, ca și Buddha așteptat de budiști sau ca și învățătorul iluminat așteptat de musulmani. El este persoana care răspunde nevoilor tuturor denominațiunilor religioase. Acest spirit ecumenic va uni într-o religie globală pe toți oamenii care vor fi atunci pe Terra și ceea ce prorocul mincinos sub domnia lui Anticrist, ajutați de puterea sau împuterniciți de puterea diavolului, va propune, va fi extraordinar pentru toți oamenii vremii. Toți vor îmbrățișa această religie propusă de prorocul mincinos și ideologie politică propusă de Anticrist ca fiind soluția pentru frământările vremii. Această soluție a lui Anticrist și această religie a prorocului mincinos va rezolva orice problemă umană. Se va face un legământ. Legământul va face Anticrist mediat de prorocul mincinos cu Israel. Acest legământ va ține 7 ani. Însă, la jumătatea acestei perioade de 7 ani, Anticrist nu se mai ține de cuvânt. Intră în templu aducând urciunea pustiirii, evreii se revoltă de faptul că el se pune în locul lui Dumnezeu și dintr-o dată Anticrist devine prigonitorul evreilor. Capitolul 13, în mod special în a doua parte, textul citit în această seară, conține un sistem de prigoană teribilă, feroce, specific necazului cel mare, unic în istoria umanității, care se adresează lui Israel, rămășiței femei. Observați, vă rog, că până la capitolul 3, unde se vorbește despre cele 7 biserici, cuvântul biserică este foarte folosit. Biserică, 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 biserică. Cuvântul biserică este foarte folosit. De la capitolul 3, terminologia cu privire la oamenii lui Dumnezeu se schimbă și nici măcar o singură dată nu mai este folosit cuvântul biserică. Și cuvântul care este folosit este sfinții. Sfinții, sfinții, sfinții. Până la capitolul 3, cuvântul biserică abundă. După capitolul 3 nu-l mai întâlnim. Și atunci când Biblia se referă la oamenii lui Dumnezeu, folosește cuvântul sfinții. Mai mult de atât, observați că dintr-o dată se introduce un nou element. Capitolul 12 și capitolul 14, credința în Iisus Hristos și poruncile lui Dumnezeu. Credința în Iisus Hristos și poruncile lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că cu 2 studii în urmă am făcut această precizare când am observat că la terminologia sfinții se folosește acest element nou adăugat pe lângă credința în Iisus, poruncile lui Dumnezeu. Iată dar că este predominant pentru această categorie de la capitolul 4 din Apocalipsa până la 22, numită mereu și mereu de cuvântul Domnului sfinții, această caracteristică care are în vedere cele 2 lucruri. Credința în Iisus Hristos și poruncile lui Dumnezeu. Și la diferență de 2 capitole, întâlnim de 2 ori această expresie. Foarte mulți predicatori,
În intenția de a interpreta cartea Apocalipsa și de a fi cât mai folositori ascultătorilor, spun că anticristul va fi Iuda înviat din morți, sau Hitler, sau Mussolini, sau Stalin, sau Macedon, sau Nero. Însă noi credem că anticrist va avea spiritul acestor oameni, va avea duhul lor, dar va fi o persoană ca oricare altă persoană născută, fără ca să fie învierea cuiva dintre cei morți. Un exemplu spre înțelegere este atunci când se naște Ioan Botezătorul, Domnul spune că a venit în duhul și în puterea lui Ilie. Întrebarea este următoarea: Ioan Botezătorul a fost Ilie înviat din morți? Sau a fost un om care s-a născut, dar a venit în duhul, în autoritatea, în viziunea, în specificul lui Ilie? Sigur că răspunsul este a doua parte a explicației. După cum și aici, anticristul nu va fi Nero, chiar dacă va veni în duhul lui Nero, chiar dacă va avea obiceiurile lui Nero, chiar dacă va avea spiritul lui Nero, și nici ceilalți tirani care au condus lumea și al căror mod de viață seamănă așa de mult cu ceea ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Observați, vă rog, că anticrist monstrul are 7 capete, 10 coarne și 10 cununi, diferit de balaurul roșu, adică de Satana, care are 3 coarne mai puțin decât anticristul. Cele 7 capete sunt cei 7 munți, cele 7 coline. Vorbește Vechiul Testament, Daniel, vorbește Noul Testament, Apocalipsa, despre cei 7 munți pe care stă Roma, capitala Imperiului Roman. Daniel de asemenea vorbește despre o revenire a acestui imperiu. De asemenea, Daniel mai adaugă și amănuntul că toate aceste lucruri se vor întâmpla în jurul Mării Celei Mari, în jurul Mării Mediterane. Observați, vă rog, particularitățile lui anticrist monstrul. Priviți, vă rog, în versetul 2, prima parte: este înspăimântător. Priviți, vă rog, a doua parte a versetului 2: are puterea, reședința și autoritatea Satanei. Priviți, vă rog, versetul 3: impresionează toți oamenii care trăiesc pe pământ. Ce ar mai putea să impresioneze o generație ca a noastră, care se poate ridica peste 10 km înălțime cu avionul, care vara au aer condiționat, iarna au căldură și cu ajutorul tehnologiei sfidează legile, evenimentele, stările de fapt? Ce ar mai putea să impresioneze o lume întreagă? Și pe cei bogați, și pe cei săraci, și pe cei din America, și pe cei din lumea a treia. Imaginați-vă, persoana aceasta va fi de-a dreptul uluitoare. El va câștiga simpatia și admirația nu numai a africanilor, nu numai a oamenilor care ies din societățile care au trăit modest. El îi va uimi pe toți, și pe cei care sunt oameni de știință, și pe cei care sunt bogați și au văzut tot ce se putea vedea de sub soare. Pentru că el va primi toată puterea Satanei, absolut toată autoritatea Satanei o va avea. Și când prorocul mincinos va veni și se va asocia cu el, semnele și minunile vor deveni un lucru banal. Priviți versetul 13: săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer și pe pământ în fața oamenilor. Cu asta îi amăgea pe oameni. Din totdeauna oamenii au fost extrem de sensibili la ce nu pot face ei și la ceea ce ei au nevoie să vadă. Unii din curiozitate, alții din dorința de supranatural, alții ca să li se confirme aspecte din religia lor, alții ca să li se împlinească anumite nevoi. Dar observați că Biblia remarcă: oamenii aceștia au fost amăgiți cu semne și cu minuni. Observați că cel care le face poartă denumirea de proroc mincinos, un cuvânt de care Vechiul Testament abundă.
Prorocul mincinos, așa cum spuneam data trecută, este un termen specific Vechiului Testament, după cum învățătorul mincinos este specific Noului Testament. Observați, vă rog, că prorocul mincinos este cel care face semne supranaturale, semne care sunt de dorit în fiecare religie. Ce s-ar întâmpla dacă noi am avea în biserică un membru care ar fi păstor sau membru simplu și ar putea să coboare foc din cer și să facă alte minuni similare în intensitate și supranatural cu coborâtul focului din cer? Ce părere ați avea? Păi eu cred că ne-am închina în fața la un astfel de om. Asemenea evenimente sunt de dorit în lumea musulmană, în lumea hindusă, în lumea budistă. Ce ați zice despre atei, oamenii necredincioși? Ce ar credea ei despre o persoană care poate să coboare foc din cer când vrea? Și alte minuni egale în intensitate și supranatural cu aceasta. De aceea oamenii toți au fost amăgiți. De ce? Supranaturalul a trecut drept o etichetă pentru ei. Nu i-a mai interesat nimic decât supranaturalul. Iată dar că supranaturalul nu confirmă dumnezeirea neapărat. Prorocul mincinos știe ce cred oamenii, care sunt sensibilitățile și așteptările lor, și el nu vine să ne înșele pe noi cu ce ne poate înșela, el, cu ce nu ne poate înșela, el vine să ne înșele cu ce ne poate înșela. Observați că Anticrist monstru primește închinarea națiunilor, a tuturor națiunilor, versetul 4, prima parte. El este de neînvins, pentru 3 ani și jumătate el este de neînvins. De asemenea, iese în evidență prin vorbirea autoritară, inteligentă, dar în același timp și blasfemiatoare. Are autoritate și putere dată de diavolul și îngăduită de Dumnezeu pentru 3 ani și jumătate, a doua parte a necazului, când pornește prigoana împotriva lui Israel. El pornește prigoana împotriva lui Israel după ce se ridică piedica. Cine este piedica? Și vreau să vă întreb, ce îl împiedică pe diavolul astăzi să facă lucrurile pe care le va face în necazul cel mare? Aceea e piedica. Să-l împiedice biserica, rugăciunile, postul, predicarea Evangheliei, să-l împiedice Duhul Sfânt, să-l împiedice toate acestea la un loc? Ce anume l-ar putea împiedica pe el? Pentru că acest eveniment înglobează, însumează o serie de activități care se vor întâmpla. 1. Piedica se dă la o parte. 2. Diavolul coboară din locurile din văzduh pe pământ, știind că are puțin timp la dispoziție. 3. Face un angajament cu Israel. 4. Se declanșează o prigoană cum n-a mai fost niciodată. Cât de importantă trebuie să fie această piedică, care fiind luată, declanșează evenimente de dimensiune mondială. Observați că el vorbește cu dispreț, cu aroganță, blesteamă pe Dumnezeu, blesteamă numele lui Dumnezeu, blesteamă sanctuarul și pe cei care se închină. Versetul 7, învinge poporul lui Dumnezeu și stăpânește peste el pentru 3 ani și jumătate. Versetul 8, va primi închinarea și lingușirea națiunilor. Sunt foarte multe texte în Apocalipsa, de pildă 3:5, 17:8, 20, 12:15, 21:27, 22:19, sau în Evanghelii, Luca 10:20, sau epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 3, care vorbesc despre aceste evenimente care se vor întâmpla. Frați și surori, dintotdeauna oamenii și-au dorit să știe ce înseamnă numărul 666. Și pentru foarte mulți oameni, acesta este cel mai important verset din Apocalipsa. Dar acesta nu este cel mai important verset din Apocalipsa. Cel mai important verset din Apocalipsa sunt toate versetele. Pentru că această carte ne spune că diavolul, care de la început a încercat să-l detroneze pe Dumnezeu și să îi ocupe locul, a făcut lucrul acesta în fiecare zi a istoriei. Când tot ce este sfânt se va ridica de pe pământ
și nu va mai fi împiedicat de ceea ce este sfânt. Atunci el va coborî nestingherit și îți va desfășura planul de bătaie, punându-și în ordine toată armata. Și va avea la dispoziție două fiare, pe prorocul mincinos, care este mâna dreaptă a lui Anticrist monstru. Prin aceste două autorități, politic, economic și religioase, respectiv Anticrist monstru și prorocul mincinos, el va încerca să primească închinarea și o va primi 3 ani și jumătate. Cei care nu îi se închină vor fi omorâți. Va fi un regim absolut totalitar, dus la extremă. Întrebarea mea este următoarea: unde vei fi dumneata atunci? Dacă astăzi nu poți să vii la adunare când este vreme de har, când te cercetează Duhul lui Dumnezeu. M-am uitat la una dintre surorile în vârstă care au intrat în adunare în seara aceasta, nu-i spun numele din respect, dar cred că i-a luat mai mult de un minut să facă de la ușă până la banca pe care a stat, datorită neputinței de a se deplasa. Și am avut în inima mea un sentiment exagerat de respect și de apreciere, dar și o întrebare. Ce mai determină această ființă care nu se mai poate mișca decât cu multă greutate să vină la adunare? Ce îi mai trebuie? Și de ce bărbați care știu să alerge pe terenul de fotbal sau pe altă parte, în alte părți, nu vin la adunare? Ce le trebuie? Le trebuie un accident? Așa de ușor le-ar fi să se întâmple. Le trebuie un necaz? Le lipsește o nenorocire? Servici au și cei care vin și cei care nu vin. Nici oamenii aceștia care sunt aici nu șomeri, nu trăiesc din ajutor social. Și oamenii aceștia vin de la lucru. Este serviciu o scuză? Este familia o altă scuză? Sunt copiii o altă scuză? Este oboseala o scuză? Care este adevărata scuză, de fapt? Mă întreb. Nu cumva din punct de vedere al lui Dumnezeu oamenii aceștia vor merita timpurile când piedica va fi dată la o parte și ce va rămâne pe pământ va fi doar groaza, doar teroarea? Și ca să rămâi atunci sfânt, va trebui să mori. Nu doar să te rogi, nu doar să postești, nu doar să îl urmezi pe Iisus Hristos, lucru care nu-ți cer să mori, dar atunci ți se va cere pur și simplu viața. Ce mare har să trăim în dimensiunea aceasta istorică, când ni se cere să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să avem o viață de urmași ai Lui, mergând unde a mers El și refuzând să fim unde El nu a fost. Aș vrea în seara aceasta să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, înainte să vă rog și să vă invit să ne rugăm. Scumpii mei, vremurile acestea vor veni și nu le poate împiedica nimeni. Lumea se globalizează. Se conturează din ce în ce mai bine ideea de o persoană care să conducă lumea. Pacea dintotdeauna a fost prinsă în pionieze, pentru că oamenii aceștia vor să facă pace cu pușca, cu tunul și cu bomba. Din ce în ce mai mult, din punct de vedere economic și religios, este nevoie de o persoană care să ofere siguranță, iar pe de altă parte să împlinească năzuința spirituală a tuturor religiilor. Și această persoană devine din ce în ce mai necesară. Noi, de fapt, oamenii nemântuiți se vor ruga ca persoana aceasta să apară pe istorie, pe scena istoriei, fără neapărat să știe că numele ei va fi Anticrist monstru. Pentru că va deveni necesară existența ei. Lumea și din punct de vedere religios și economic social va ajunge într-un dezastru și într-o anarhie și nesiguranță, încât va deveni absolut necesară și indispensabilă apariția acestei persoane. Numai că atunci când el va veni după 3 ani și jumătate, se va declanșa teroarea care va schimba pentru întotdeauna și pentru veci de veci istoria planetei Pământ. Ceea ce faci astăzi pentru sufletul tău sau pentru sufletul dumneavoastră, faceți pentru veșnicie. Amânările, interesele omenești, meschinăria, rămânerea în anumite slăbiciuni sau greșeli accidentale, refuzul de pocăință, accentuarea vieții pământești, a plăcerilor, a poftelor, nu sunt altceva decât surogate pe care diavolul le oferă oamenilor,
Pentru că atunci când se va întoarce Hristos să-i găsească nepregătiți și în consecință să nu ia acasă. În seara aceasta vă rog pe toți să credeți că toate casele pe care noi ni le-am construit și ni le-am cumpărat vor rămâne aici, toate mașinile unii dintre noi, noi nouțe pe care le conduce, le vom abandona și lucrurile spre care vom merge vor fi din slavă, iar cel care va fi în centrul închinării noastre va fi Domnul Iisus Hristos, dar pentru aceasta condiția pocăinței este indispensabilă. Fără politică religioasă, fără fapte murdare, fără viață mediocră și compromisă, fără tot ce este nesfânt. Vă invit în această seară să vă cercetați sufletul alături de mine, să stați înaintea lui Dumnezeu. Și dacă sunt lucruri pentru care trebuie pocăință, atunci să ne pocăim. Dacă sunt lucruri pentru care trebuie îndreptare, atunci să ne îndreptăm. Dacă sunt lucruri pentru care trebuie luată o decizie cinstită, chiar dacă este greu de luat, atunci să o luăm, pentru că vremea care a mai rămas este scurtă. Atât de scurtă încât nici măcar nu ne imaginăm. Și dacă nu facem astăzi lucrurile acestea, s-ar putea să nu mai avem niciodată șansa să le facem. De aceea vă invit la un moment de rugăciune. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.